Cel puțin 8 oameni, 2 polițiști și 6 civili au murit și 10 au fost răniți după ce un autoturism plin cu explozibil a fost aruncat în aer în apropierea unei secții de poliție din orașul Diyarbakir din sud-estul Turciei. Conform primelor date, atentatul a fost revendicat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Liniștea dimineții a fost spulberată de explozia puternică a unei mașini capcană, parcată foarte aproape de o secție de poliție. Deflagrația a distrus mașinile din jur, dar și ferestrele clădirilor aflate în apropiere. Değerli arkadaşlar, maalesef bu sabah 8 civarında Diyarbakır'da bölücü terör yapacağını yaptı. Alçak, iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Sabahın erken saatlerinde çevik kuvvetin konuşlandığı noktaya Partidul Muncitorilor din Kurdistan este o formațiune ce militează pentru autonomia regiunilor din sud-estul Turciei, în care majoritarii sunt etnicii curzi. Pentru a-și impune punctul de vedere, gruparea atacă frecvent clădiri guvernamentale sau secții de poliție, în apropierea cărora amplasează mașini capcană. Tot astăzi, capitala Ankara a fost scena unor manifestații de stradă organizate în sprijinul celor 11 parlamentari ai Partidului Democratic al Poporului de orientare pro-curdă, care au fost arestați azi noapte. Protestele nu au fost tocmai pașnice. Reținerile au fost făcute pe baza unor suspiciuni de legături între demnitari și teroriștii curzi. În noaptea de joi spre vineri, accesul la Twitter și WhatsApp a fost blocat în Turcia, tocmai pentru a limita orice posibilitate de comunicare.